semnătura. Și ce țipați așa, mă? Eu n-am trecut niciodată pe printr-un divorț. Dar... apuc așa să sar la oameni. Băi, un divorț, bă, n-a murit nimeni. E mai rău. Dacă murea, cred că trecea mai ușor peste. Ia uzi, bă, mori. Să-ți trecem și noi peste. Bun. Eu în momentul ăsta mă duc să-l aștept pe notar afară în mașină, da? Când vine notarul, mă chem. Nu, l-aștepți aici. Nu, idiotul, nu l-aștept aici. Tu ce nu înțelegi? Ha? Ce nu ți-e clar ție și lui Bou ăsta? Că el nu o să facă niciodată parte din familia mea, ha? Ce nu înțelegi că o să profit de toate relațiile pe care le am ca să-l scot pe imbecilul ăsta din familia noastră? Ai înțeles sau n-ai înțeles? Dacă nu vrei un proces pentru custodia copiilor, cel mai bine pentru tine ar fi să stai jos și să asculți. Tu ești sănătoasă la cap. Adică tu mă ameniți pe mine? Știi câte lucruri pot să spun la proces. Așa că lasă orgoliile la o parte și hai să vorbim, pentru că vrei, nu vrei, el o să locuiască acolo.